Pregătirea alegerilor locale din iunie 2016 a reprezentat tema principală a conferinței de presă organizate ieri la sediul prefecturii Giurgiu. Întâlnirea prefectului Zorinel Niculcea cu jurnaliștii i-a prilejuit oficialului giurgiuvean să aducă la cunoștința reprezentanților presei amănunte legate de un fenomen considerat neobișnuit, stabilirea temporară a domiciliului unor giurgiuveni dintr-o localitate în alta cu precădere din mediul rural în cel urban. Problema în discuție ar argumenta cel puțin la modul teoretic existența municipiul Giurgiu a unui număr de circa 59.000 de cetățeni cu drept de vot, o cifră mult prea mare în comparație cu populația reședinței de județ. Am primit acum câteva săptămâni informații și apoi s-au confirmat că în ultima perioadă este un fenomen, să zic, neobișnuit în ce privește rezidențele și domiciliile cetățenilor, mai ales la nivel de comune, în mediul rural. Spre exemplificare, prefectul Zorinel Niculcea a prezentat jurnaliștilor o situație din care iese numărul cetățenilor din câteva localități urbane care și-au luat vize de flotant în orașele județului și în special în municipiul Giurgiu. Din aceasta, doar câteva exemple. Prefectul giurgiuvean a mai precizat că datele prezentate au fost strânse pentru perioada care nu cuprinde și ultimele 3 zile de dinaintea conferinței de presă. De remarcat este faptul că în urma fenomenului în discuție, poliția a făcut verificări la domiciliile provizorii ale giurgiuvenilor și numai într-un singur caz, la Bulbucata, s-a întocmit dosar penal pentru mai multe persoane care locuiau la aceeași adresă. Dosarul se află pe rol la parchetul Giurgiu.